Bună seara, da. E o victorie plecată de la un meci echilibrat în care cred că am fost un pic mai periculos și am pus un pic mai multe probleme, dar se pleacă, cred că, orice meci de la echilibru în play-out acesta și ne bucurăm foarte mult pentru victoria asta. Am exterat așa într-o victorie la cum a arătat meciul? Da, un gol poate, poate să pice oricând, așa că de ce să nu sperăm până la final. A fost șutul lui Senico, a făcut un meci foarte bun și ne bucurăm cu toți acum. A, nu cred că trebuie să vorbim despre asta, pentru că e abia primul meci și obiectivul nostru este salvarea de la retrogradare. Să nu mai facem greșeala, că play-off, că m-a fost în cursul campionatului. Nu, obiectivul e salvarea de la retrogradare și luăm meci cu meci și vedem unde ne duce campionatul ăsta. Da, a fost un șut extraordinar la firul ierbii, o execuție foarte bună. A făcut un meci foarte bun el, tot meciul astăzi. Și ne bucurăm pentru asta. Tavian, președintele Tudorescu te-a pupat la intervenția aia după meci. Tu l-ai pupat pe Duar sau voi? Păi ne-am pupat toți, deci prof aici. A fost veselie, într-adevăr, pentru că contează cum încep eu un play-out foarte strâns, cum o să fie acesta și important că am pornit cu dreptul. Ai o perioadă bună, intervențiile tale și în acest meci și în altele au adus puncte. Da, încerc să-mi fac treaba meci de meci, zi de zi la antrenament și, din fericire, cum ai spus și tu, este o perioadă bună și vreau să continui asta. Voi jucătorii sunteți nerăbdători să vină noul director, noul președinte, cum se spune? Da, normal, pentru că da, contează foarte mult să vină cineva alături de noi, pentru că problemele financiare sunt mari. Avem promisiuni că săptămâna asta care vine se va întâmpla ceva și avem încredere că așa o să fie de data asta. Te-ai gândit ce faci cu primii bani pe care îi iei? Nu. Avem planuri, avem ce să facem cu ei. Numai să vină. Din vară continui la Brăila? Mă simt foarte bine aici. E o echipă foarte frumoasă și sunt sigur că o să avem niște discuții când se termină campionatul. Cât crezi că contează șansa așa în play-out ăsta? Foarte mult. Foarte mult, pentru că sunt meciuri echilibrate cu echipe care în primul rând nu vor să piardă. Și ține mult și de șansă, dar norocul ți-l mai faci și tu. Și sperăm că să ieșim victorioși. Tu practic ții cu două echipe acum. Da, asta e greu. E greu de zis, nu. Sunt la Petrolul și vreau să... Adică doar Petrolul mă interesează momentan. Și pe viitor să vedem ce va fi. Ai acea clauză în care nu poți să joci contra voluntarului. Da. Este o clauză. Bine, tati, mulțumim frumos. Mulțumesc și eu, seară bună.